Salutăm cele două familii, vă salut și eu în numele Mântuitorului, le luăm alfabetic, Arisoae, Ciprian și Melinda și cu fetița Raisa. Domnul să vă binecuvinteze, Melisa, mămica, Domnul să vă binecuvinteze, Priscila, Domnul să fie cu casa voastră de fiecare dată când aveți nevoie, adică în fiecare secundă. Salut și familia Souca, pe fratele Andrei, pe sora Raluca și pe cei doi copilași. Nu știu dacă v-ați dat seama, Andrei, dacă ți-ai dat seama că tu, de fapt, pentru că așa de mult o iubești pe Raluca, i-ai pus la al treilea băiețel Lucas. Uite că e în Raluca, în interiorul acestui nume, slăvit să fie numele Domnului, pentru că cam de două săptămâni am fost plecați, marea majoritate dintre adolescenți și tineri. Vă salutăm în numele Mântuitorului, majoritatea știți, dar suntem responsabili să vă transmitem niște salutări. Împreună cu fratele Rare Jusu și cu soțiile noastre, am fost din 31 august până în luni, am fost plecați în Viena, prin harul Domnului, Domnul ne-a păzit, cu aproximativ 60 de adolescenți și tineri, Domnul a fost cu noi, ne-a păzit, a fost de partea noastră și vă mulțumim pentru rugăciuni. Frații păstori, fratele Ionel Vlas de la Elim Brun și fratele Slibuț Nelu de la Elim Viena vă salută, vă binecuvintează, tot bordul pastoral, toată conducerea bisericii, pe fiecare dintre noi ca membri ai Bisericii Betania și zicem, Domnul să vă binecuvinteze. Nu vreți? Domnul să vă binecuvinteze. De asemenea, de miercuri până aseară am fost tot împreună cu fratele Rare Jusu într-o tabără de tineret cu aproximativ 100 de tineri. Domnul a fost cu noi. În fiecare seară ne-a binecuvântat. Am avut și o surpriză ca joi seara să fie cu noi și fratele pastor Vasile Bojor și fratele pastor Croitor Dragoș și cu fratele care are dar de prorocie și prezbiter Liviu Geniuc. Ne-a dat Domnul har, binecuvântare, am simțit prezența lui Dumnezeu. Nu știu cum să vă spun, începea închinarea cam pe la ora 8 și se termina cam pe la ora 0 sau la ora 11 noaptea și ar mai fi stat la închinare pentru că Dumnezeu a fost prezent. Din cântare în cântare, prezența lui Dumnezeu s-a arătat. Cu asta vreau să vă motivez, faceți-vă timp, dragi părinți, să vă trimiteți de când începe de joi, din octombrie, copiii la biserică. Asta e o responsabilitate foarte mare. Pentru că adolescenții și tinerii au nevoie de un cadru propice în care să fie, crească împreună, să fie împreună. Nu-i lăsați acasă, aduceți-i la biserică, aduceți-i de când sunt mici. Ascultați ce spune cuvântul Domnului, i-au adus niște copilași, cât erau de mari? Păi să fie cât de cât mari, mă, frate. Ce te aduci la biserică? Ne întrerup slujbele. Plâng. Lasă-l, poate ajunge cântăreț. Care e problema? Poate o să fie un tenor care depășește pe oricine din cor. Vă supărați tenoriști? Nu ne supărăm, nu? Slăvit să fie Domnul. Dar ascultați ce spune Biblia. I-au adus ca să se atingă de ei. Și dacă ne uităm în Evanghelia după Matei, capitolul 19, spune Biblia, atunci, versetul 13, i-au adus niște copilași, nu doar general ca să-i atingă Iisus, ca să-și pună mâinile peste ei și să se roage pentru ei. Cine să se roage pentru ei? Păi lasă-l pe pastor să se roage pentru ei, lasă comitetul să se roage, să se roage numai părinților, nu. Ascultați ce au zis părinții, pe noi ne interesează Marele Rege Iisus Hristos să se roage pentru copiii noștri. Nu există o rugăciune mai puternică decât să știi că cel ce coordonează întregul univers se roagă pentru tine ca și copil, pentru tine ca și adolescent, pentru tine ca tânăr, pentru tine ca frate, ca soră. Vrei să se roage Domnul pentru tine? La dreapta Tatălui stă Marele Rege Iisus Hristos. Are o mână prinsă de Dumnezeu Tatăl și cu cealaltă mână se uită spre fiecare dintre noi. Oameni buni, noi n-am ajuns la biserică dimineața asta pentru că am avut mașini cu care să călătorim. N-am ajuns la biserică pentru că am fost tari și puternici. Cineva a fost cu noi. Cineva a fost cu casele noastre. Cine ți-a dat culoare în ochi când ți-ai deschis ochii și ploapele tale n-au rămas lipite una de cealaltă. E Dumnezeul cel atotputernic. Cine ne cunoaște în dimineața aceasta că Domnul a fost cu el, să facă un semn cu mână ridicat. Aleluia lui Dumnezeu! Domnul a fost cu casa ta! Domnul a fost de partea ta! Niște părinți au zis, ne interesează, nu să ne atingă Iisus așa, să ne atingă cu un cot, cu un deget. Ne interesează ca Iisus Hristos să facă un gest extraordinar, să-și pună mâinile peste copiii noștri și să se roage Iisus pentru copiii noștri. A făcut asta Iisus
Spune Biblia, versetul 15, după ce și-a pus mâinile peste ei. Evanghelistul Marcu e rapid în exprimare și prezintă încă un fapt și spune, apoi a luat în brațe, versetul 16, și a binecuvântat. Cum binecuvintează Dumnezeu? Știți cum i-a binecuvântat? Marcu 10:16. Punându-și mâinile peste ei. Mesajul pe care mi l-a dat Duhul Sfânt se intitulează Adu-ți copiii sub mâinile lui Iisus. Adu-ți copiii sub mâinile lui Iisus. Și spunea, sunt oameni care vor să aducă copiii undeva la un business puternic, să aibă bani, să fie tari. N-am nimic cu banii. Nu asta mă interesează, nu este subiectul predicii. Țineți minte, Iisus e cel mai important. Adu-ți copiii sub mâinile lui Iisus. Asta înseamnă binecuvântare. Să fie copiii tăi sub mâinile lui Iisus. Mă uit cu drag la familiile care au mai puțin sau mai mulți copii, nu contează asta, cât le-a dat Dumnezeu, și vin cu toți copiii sub mâinile lui Iisus la biserică. Frate, e marți seara, ce contează? Hai, voi rugați-vă voi că n-aveți ce face acasă. Nu. Când e ora când trebuie să pornești la biserică, frate, tată care ești responsabil în casa ta, mamă care ești responsabilă de copiii tăi, strângeți toți copiii și adu-i sub mâinile lui Iisus. O să-mi spună unii, tați, frate, noi avem ocupate agendele, noi suntem în deplasare, suntem foarte prinși. Da, cred că puteți lucra în ture și că sunt momente în care nu puteți fi la biserică din motive obiective. Dar dacă stai să te odihnești, se spunea în fața unui ursuleț de ăsta, 3D, 4K, da? Și nu vii la biserică, ai grijă. Apreciez mamele care atunci când soții lor, când bărbatul din casă, pentru că e implicat într-o activitate profesională de caz de urgență majoră, se pun pe autobuz, vin cu cărucioarele, vin pe jos, dar vin la biserică cu copiii lor. Au învățat că copiii lor trebuie să fie sub mâinile lui Iisus. O să spună cineva, deschideți internetul și urmărește slujba live. Să nu-mi dau drumul, așa-i? Mai bine nu. Urmărește slujba live. E sănătos copilul tău? În copilul tău trebuie să fie un senzor de felul următor. Să-l ardă tălpile dacă nu te vine la biserică. Dacă tu n-ai capacitate să vii la biserică și nu te interesează, să simți că copilul tău pune presiune pe tine. Eram în Paris și un băiat care s-a întors la Dumnezeu ulterior după ce s-a căsătorit, nu-i dau numele acum, o să depun el mărturia când e vremea, e de aici, din biserică, dintr-o familie de aici. Am mers la biserică și nu știam de ce plânge fetița, îmbrăcată regulamentar, frumușică, cum sunt toate fetițele, da? Și fetița asta mă gândit, ce plânge, mă, că doar a venit la biserică, ce s-a întâmplat? Îi zicea lui taică-să, tati, eu vreau pe prima bancă. Dar nu din mândrie, nu că vreau să cânte o cântare, nu. Eu vreau pe prima bancă. Și mi-a zis acest bărbat, născut din nou, întâlnit cu Hristos, botezat cu Duhul Sfânt ulterior. Mi-a zis, frate Caleb, fetița mea când nu pot să vin la biserică, plânge acasă. Știți de ce am reușit să ajung la biserică? A zis, pe lângă faptul că în superaglomerația din Paris m-a întâlnit un negru care n-a știut deloc limba română și mi-a spus pe românește, du-te la biserică! O intervenție supranaturală. Dar a doua metodă, știți care a fost? A zis acest tată, fetița mea, în repetate rânduri îmi zicea, tati, tu mă la biserică? Cine a pus acest gând în această fetiță? Cine a pus această dorință extraordinară să nu te poate lăsa acasă? Dacă mă asculți online și stai lejer și nu-ți pasă, mă rog să trimită Domnul o cercetare specială și dacă e nevoie să te pună copilul pe mișcare, să vii la biserică.
Știu că în unele case, prin mișcarea pe care Dumnezeu a făcut-o prin adolescenți, au mișcat mase de părinți. Și mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să lucreze în continuare. Să nu mai aveți liniște în propriile dumneavoastră dormitoare. Și acasă unde stați, vă odihniți mai mult decât trebuie și când nu trebuie. Adică în timpul programelor. Să intre Domnul într-o cercetare sfântă. Să vă atingă viața. Să vă atingă mintea. Să vă pună în mișcare. Aduceți-vă copiii la biserică. I-au adus niște copilași. Există o perioadă, cum se spunea deja, din viața copilului tău, când nu poate veni singur. De ce? E chiar interzis să vină singur. N-are cum să se urce într-un autobuz. Nu-i voie, e prea mic să facă asta. Adul sub mâinile lui Iisus. Adul în prezența lui Iisus. Știți ce va fi înmagazinat în mintea copilului tău? Că tata, că mama l-a iubit pe Dumnezeu și biserica, au iubit lucrarea Domnului și m-au dus la biserică de când eram mic, de când eram mici. Eu v-am mai spus lucrul ăsta, dragii mei, și nu mă eschivez deloc de asta. Fiecare slujbă pe care am avut-o în biserica din Feleacu, unde ne-au dus părinții, a fost pentru mine foarte importantă. Mi-amintesc când prorocița Palaghia, o mână de om așezată pe un scaun de lemn cu spătar, se ridica de pe genunchi și zicea: așa vorbește Domnul. Intra un curent printre bănci. Toți ne făceam ghem. Știam că vorbește Domnul. Știam că există proroci în prezent, în mileniu 3. Mai sunt proroci? Aleluia! Mai sunt oameni al lui Dumnezeu, mai sunt mesaje ale Domnului. Da, sunt mesaje ale Domnului. Fă-ți timp să-ți aduci copiii sub mâinile lui Iisus. Nu-L pune pe Dumnezeu în situație să ajungă copiii tăi sub mâinile lui Iisus în caz grav, când poate fi prea târziu. De ce sub mâinile lui Iisus? Pentru că se spunea deja și doar reamintesc, mâinile lui Iisus protejează. Mâinile lui Iisus protejează. Mâinile lui Dumnezeu sunt ca niște aripi care se întind larg înspre casa ta. Ascultați ce spune cuvântul Domnului prin profetul Isaia, capitolul 51, cuvântul Domnului spune. Versetul 16. Eu, zicea Domnul, pun cuvintele mele în gura ta și te acopăr cu umbra mâinii mele. Și ascultați ce zice Domnul. Ca să întind ceruri noi și să întemeiez un pământ nou și să zic Sionului: tu, tu ești poporul meu. Striga Dumnezeu prin cartea Apocalipsa și spunea: va veni urgia, vor veni momente grele, vor veni momente dificile. Nu, nu derulați urgia, nu vărsați paharul mâniei mele, a zis Dumnezeu, până când nu îmi așez protecția peste fruntea copiilor mei. Aleluia lui Dumnezeu! Vă temeți de viitor? Aveți panică pentru octombrie 2023? Vei frică ce urmează în noiembrie, în decembrie? Nu vă mai temeți! Pe noi ne protejează sângele lui Iisus Hristos. Peste noi și peste casele noastre este Domnul! Este Domnul! Este Domnul! Cine crede ca mine să zică amin! Amin! Nu ne pasă de ce decide Uniunea Europeană, nu ne interesează de ce face un anume prelat sau un anumit intendent sau un președinte de stat. Nu ne temem nici de domnul Putin, noi ne temem de Dumnezeu cel atotputernic. Protecția noastră este în numele lui Iisus Hristos. În Viena, duminică dimineața la cină, acolo la biserica din Brun Elim, ar striga Domnul printr-un proroc al lui autentic și a zis: vor veni vremuri grele pentru poporul meu. Părinților, puneți numele Domnului peste copiii voștri fiecare dimineață, striga Duhul Sfânt. Așezați-vă sub această protecție extraordinară pe care nu o poate combate nici un sistem, nici NATO, nici o altă organizație de militară sau de alt gen. Indiferent ce o să se întâmple în școala copiilor tăi, peste copiii tăi să fie protecția sângelui lui Iisus Hristos. Peste familia ta să fie numele Domnului. A strigat la un moment dat psalmistul și n-a zis la întâmplare: 1000, numărați-vă rog, 1000 să cadă alături de tine și 10.000
Adică în total 11.000 să cadă și tu cu casa ta să rămâi în picioare. Aleluia lui Dumnezeu. Știți de ce? Pentru că Dumnezeu oferă protecție. Egiptul era în vreamă, era în durere, era în distracție, dar după aceea în durere maximă. Prima dată și-a bătut joc de poporul lui Dumnezeu și a zis, ce cu voi, mă, ce vreți voi să aduceți jertfe? Ce voi, vi s-a urcat la cap? Vreți năluci? Ce vă interesează pe voi jertfele? Lăsați-ne în pace cu jertfele voastre și dacă aveți idei periculoase, vă luăm și paiele și munciți mai mult. Nici o problemă. Vă dăm noi de lucru. Dacă n-aveți ce face. Știți cum sunt unii? Unii cred că noi mergem la biserică, n-avem ce să facem. Săraci. Unii au iluzia că noi ne închinăm lui Dumnezeu și chemăm numele Domnului peste noi și peste casele noastre, că n-avem ce să face cu timpul, frate. Oricum, nu are așa mult de lucru să se roage. Nu. Protecție peste tine. Protecție. Să fie protecție peste copilul tău. Îngerul nimicitor a intrat în fiecare cămin. Unde la intrare lipsea semnul protecției. Spunea fratele Vasile Ozan foarte bine, bărbaților căsătoriți care au soții însărcinate, luați-vă palma și așezați-o peste abdomenul soției dumneavoastră care e însărcinată și vorbiți cu copilul dumneavoastră și spuneți, pun numele Domnului peste tine de acum, la naștere să fii binecuvântat, să crești armonios, toate organele tale interne și externe să fie binecuvântate, să fie protecția Domnului. O să înceapă mâine școala, o veste tristă pentru cei mai mulți dintre noi, dar asta e realitatea, o să înceapă școala, fiți liniștiți pentru asta. Fiecare dimineață, tată, strângeți copii și pune numele Domnului peste copiii tăi. V-am mai povestit asta și vreau să vă amintesc în fugă, în viteză. La școală, predând religie și la cei mici, și la cei mai mari, mai am un obicei când pe hol intru și pun o întrebare, da sau nu? Unii s-au panicat, frate, ce-i cu ăsta întreabă, da sau nu? De ce? Și se bagă viața noastră privată dacă ne rugăm sau nu? Privată, interesant de private. La o clasă a 5-a erau 13 copii cu mine, ei erau 12. Și așa mă vine mie în clasă atunci, să le spun, rugați-vă, vreau să văd cum vă rugați. Nu vă rugați numai tare să fie rugat, rugați-vă și rugați-vă cum știți voi mai bine. Nu am vrut să văd ce am învățat în clasele primare să se roage, nu despre asta era vorba. Așa mi-a venit atunci să-i rog să se roage la începutul orei. Au început să se roage toți cu ochii închiși, fiecare cu gestul lui, unul cu mâinile întins, altul împreunate, altul cu mâinile pe față, pe fiecare a lăsat cum a simțit. Unul dintre ei a zis următoarele de vorbe în căciune. Doamne, suntem aici 13 păcătoși, ce m-a plăcut, m-a pus pe mine. 13 păcătoși care avem nevoie de mila ta, întinde-o peste noi și te rugăm, protejează-ne, binecuvintează-ne, Doamne. Când s-a rugat băiatul ăsta, îi cunosc numele și prenumele, dar îl păstrez anonimatul, mi s-a ridicat părul pe mine, a simțit o prezență extraordinară, a zis, mă, de unde știe băiatul ăsta să se roage? De unde știe? În acea zi, în următoarele ore, am avut religie cu fratele lui mai mare din clasa 8-a, ăsta era în clasa 5-a, de care v-am zis până acum. Și am pus o întrebare în clasă, cum porniți voi de acasă sau vă rugați dimineața? Și băiatul ăsta, fratele mai mare, a zis, păi domn profesor, cum să ne rugăm? Pentru că fiecare dimineață tata ne strânge pe toți, ne duce în living. Citește un verset din Biblie, că nu e târziu, e ceasul târziu. Și fiecare ne rugăm. Cum să nu mă rog, domn profesor? Am zis, am înțeles. Am înțeles de unde știe băiatul de clasa 5-a să rostească numele Domnului peste profesorul lui. Am înțeles de unde știe să spună, sunt păcătos, am nevoie de intervenția lui Dumnezeu, am nevoie de prezența Domnului, am nevoie de protecție, am nevoie de sângele Domnului. Dragii mei, învățați-vă copiii să se roage. Știți cum vor învăța copiii să se roage? Când vor auzi vocile dumneavoastră rugându-se. Trebuie să existe ca o setare în creier, în mintea lui, că nu e ok să iasă din casă fără să se roage. Vă dau un alt caz. Vine un tată la mine dintr-o dată, zice în pauză, domn profesor, ce-ați făcut cu fetița mea? Ce-ați făcut cu fetița mea? Asta era undeva pe clasa pregătitoare sau întâia. Că am coborât de la etajul 10, nu mai știu exact etajul, dar vă dau un exemplu. Am coborât de la etaj, am urcat în mașină cu toții și eram cu toți copiii mei, erau mai mulți frați, să mergem spre Prodeo, la școală.
Și-o zis, tate, oprește urgent, trebuie să ajung până sus. Vă dați seama că m-am dat jos din mașină și acum se deschid ușa. Și când am intrat în hol, în hol înainte să iasă din casă, și-o împreunat mâinile și-o început să se roage. Uitasem să ne rugăm. Și vedeți, a știut că vine la școală și că-i întrebată, te-ai rugat azi dimineața? Vă dați seama ce sinceritate era în inima acestei fetițe. Câtă corectitudine față de o învățătură simplă să te rogi dimineața. Stimate familii, ridicați-vă altare în casa voastră. Când vă rugați, opriți orice sursă de informare. Puneți telefonul pe mut. Închideți-l. Este oameni care se roagă cu televizorul deschis. Ai milă, Doamne, de noi. Opriți orice activitate. Când ne rugăm, e sfințenia lui Dumnezeu. E un moment de sacralitate, e un moment de sfințenie. Când mă rog, simt să nu fiu un pantalon scurt, nu știu, spuneți-mă cum vreți. Când pregătesc predice, simt să am ceva pe mine. E sacralitate, dragii mei. E un moment în care stăm înaintea Domnului și noi cerem din partea lui Dumnezeu lumină, înțelepciune, putere, autoritate, Duhul Domnului să fie peste noi. N-avem voie să trăim o pocăință ieftină. Noi trebuie să trăim cu Dumnezeu. Noi trebuie să trăim cu cuvântul Domnului. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu. Protecție înseamnă ca tată, ai dreptul chiar din partea bordului pastoral să se întinzi mâinile peste copiii tăi, peste copiii tăi, nu peste alții, și să rostești numele Domnului. Spune-i Domnului care e vulnerabilitatea copilului tău. Spune-i Domnului care e slăbiciunea prin care trece. Cheamă numele Domnului. Numele Domnului este un turn tare. El protejează, El eliberează, El vindecă, El transformă, El mântuiește. Aleluia lui Dumnezeu. Puneți copiii sub mâinile Domnului. Asta înseamnă protecție. 2. Asta înseamnă perspective. Un tată nu mai avea nicio perspectivă pentru că evanghelistul Matei descrie faptul că deja știa că e moartă fata. Ce perspectivă să mai ai pentru o fată care a murit? Pe când le spunea Iisus aceste vorbe, Matei 9:18, iată că a venit unul din fruntașii sinagogii, i s-a închinat și a zis, fica mea adineauri a murit. Ce dramă! Când simți că totul se închide ca un tavan care pe capul tău, când simți că nicio soluție nu mai există, a murit. Dacă mai era bolnavă, era o șansă mare. Iisus vindecă bolile, amin? Vindecă Iisus bolile? Slăvit fie numele Lui. Un tată fără perspective a venit la Iisus și a zis, fica mea, adineauri, de câteva minute, a murit. Dar... vino de-ți pune mâinile peste ea și va învia. Aleluia Domnului Iisus Hristos! Să ai rugăciunea asta în fața lui Dumnezeu pentru copilul tău, care poate zici nu mai are perspective, poate la o materie, poate într-un domeniu, poate în ceva, nu are nicio perspectivă, poate din perspectivă socială, nu are nicio valoare, poate oamenii îl stigmatizează, poate cei din jur îl arată cu degetul. Să ai această credință că atunci când îl așezi sub mâinile lui Iisus Hristos, din mâinile lui curg raze, din mâinile lui vin speranțe, din mâinile lui se creionează noi orizonturi, din mâinile lui Iisus vine o putere extraordinară. Fica ta din perspectivă spirituală e moartă, din perspectivă spirituală nu mai vrea să asculte nimic despre ce spui tu. Cuvintele tale nu mai au nicio forță, nicio valoare. Predicile sunt fără valoare, parcă merg în van. Cântările sunt prea învechite, nu-i mai interesează. Vor doar de melodii de la conjurături. Ascultă pe dopuri, distracție, păcat, imoralitate, trăiri murdare. E moartă spiritual. Cheamă-L pe Iisus Hristos. Aleluia Domnului Iisus Hristos. Mă șochează ce face Iisus la prima rugăciune acestui bărbat, acestui tată. Versetul 19 spune, Iisus a sculat și a plecat după el împreună cu ucenicii Lui. Puneți copiii sub mâinile lui Iisus. Dar frate, e mort. Nu mai reacționează. M-a blocat. Nu mai vrea să vorbească cu mine. Nu mai vrea să audă de biserică. Nu mai interesează că ai pus deoparte. S-a dus deja, nu mai vrea nimic să audă. Când tu nu mai poți să-L aduci fizic, că e prea mare, du-L pe Iisus la dumneata acasă. Și fă orice să ajungă copilul tău sub mâinile lui Iisus. S-a întâmplat ceva când a ajuns fetița aceasta sub mâinile lui Iisus? S-a întâmplat totul. Biblia spune, Iisus le-a zis celor prezenți, dați-vă la o parte, lăsați cu teoriile voastre, numai bârfe aveți în cap, numai povești aveți în minte. O, a murit, scrieți la stil, transmiteți mesaje pe WhatsApp, peste toți, să afle toți, șoc, 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 șoc. Opriți-vă, a zis Iisus, dați-vă la o parte. Ca să pot lucra, închideți-vă gura odată.
din povești, din zarvă, din teorii. Opriți-vă, lăsați-L pe Iisus să lucreze. Amin? Vezi pe cineva dintr-o casă că n-a apucat-o pe o cărare bună, un copil, în loc să povestești la alții, îți dau un sfat biblic, pune-te pe genunchi, dacă chiar te interesează, roagă-te, mai roagă-te odată, dacă vezi că nu simți putere să te rogi, ia o zi de post și după ce ai postit 5 zile pentru băiatul ăla sau pentru fata aia, ai dreptul să-i spui unui om care se teme de Domnul, ajută-mă și tu în rugăciunea asta să fie salvat. Noi nu vorbim doar să fie vorbit. Noi vorbim cuvintele lui Dumnezeu. Noi trebuie să fim în armata Domnului. Noi trebuie să fim în armata aceea care nu mai povestește să fie povestit. Nu, dați-vă la o parte, a zis Iisus, căci fetița n-a murit. E o nouă perspectivă. Ci toarme. Ei își băteau joc. Nu s-au oprit, mă. Iarăși băteau joc. Versetul 25 spune, după ce a scos afară toată gloata, Iisus a intrat înăuntru. Să intre Iisus înăuntru în casa ta. Să intre Iisus acolo unde e problema cea mai gravă. A luat pe fetiță de mână și Biblia zice și fetița s-a sculat. Să prinde Iisus de mână copilul tău. Să simți că mâna lui Iisus e deasupra mâinii copilului tău. Să te prinde Iisus de mână. Să simți o atingere supernaturală. În ultimul rând, sub mâinile Domnului Iisus. E vorba de o pecete. Și spunea foarte bine, binecuvântarea nu oferă mântuire. Binecuvântarea este lăsată de Domnul peste un copil cu rol de protecție și de ghidaj în parteneriat cu părinții înspre cunoașterea mântuirii a cuvântului Domnului și a ajungerii la proclamării Domnului Iisus ca mântuitor. Dar există o pecete. Vă continui despre evrei și egipteni. În tot Egiptul era foc, pucioasă, piatră, distrugere. Și se scrie Biblia? O mână puternică, brațul Domnului, despre care se vorbea la timpul de rugăciune de Deuteronom, brațul Domnului, a făcut așa cu mâinile lui, Domnul, o însemnare. Și a zis, există niște metri pătrați pe care nu vă permit nici piatră, nici foc, nici înger nimicitor să intrați. E locul numit Gosen. E locul unde protecția Domnului se activează într-un mod supranatural. Dar pentru asta e nevoie de o pecete. Astfel să puneți numele meu peste copiii lui Israel, zice Domnul. Și eu îi voi binecuvânta. Nu vedeți dumneavoastră că tot ce înseamnă pui de evreu e binecuvântat? Nu vedeți cum Dumnezeu își ține promisiunea și cum Dumnezeu ridică de nicăieri oameni care erau în praf și în cenușă și în șanț și transformă, știți de ce? Pentru că s-a rostit numele Domnului, s-a rostit numele Domnului peste acel copil și când mama se roagă cu lacrimi și când tata se roagă și strigă la adresa Domnului, cum se spunea, și când Dumnezeu aude strigătul părinților, este imposibil să nu intervină Domnul. Fă-ți partea, Dumnezeu îți face partea Lui. Tu asigură-L pe copil, adu-L interferența momentului în care se intre cu Domnul în legătură, adu-L în spațiu, în zona numită Gosen, adu-L în zona unde e protecție, unde nu vine piatra, unde nu vin tsunami spiritual, unde nu vin drogurile, alcoolul, tutunul. Caută-ți copiii tăi în buzunare, ceau, au țigări? Fii responsabil, bărbate, în casa ta ca tată. Să știi ce poartă copilul tău în ghiozdan. Nu trebuie să afle alții despre asta. Trebuie să știi tu ce are copilul tău. Trebuie să știi tu pe ce site intră copilul tău. Și când te depășești asta pentru că e dincolo de vârsta ta și nu mai comunică cu tine, asta e o altă problemă. Există o vreme în care trebuie să te intereseze. Există o vreme în care spunea cuvântul Domnului, fiți cu ochii în patru. Uitați-vă în toate direcțiile, fiți atenți, fiți vigilenți, fiți vegheatori, fiți responsabili, să vă intereseze ce se întâmplă. Nu se poate, Domnul, lasă frate că toți au asta, lasă că la toți li se întâmplă, ce în Cluj-Napoca toți își permit. Am mai auzit câte unul care zice că l-a învățat pe bătu să se fumeze. Ai milă, Doamne, de noi. Nimic murdar n-are voie să fie în fața ochilor noștri. Nimic murdar pe mâinile noastre. Nimic murdar în urechile noastre. Nimic murdar în fața picioarelor noastre. Pe fruntea preoților scria, era o plachetă pe care scria Sfințenie Domnului. Aleluia lui Dumnezeu. Mașina noastră trebuie să fie sfântă. Biroul nostru unde muncim trebuie să fie sfânt. Totul trebuie să fie sfânt. Cine crede ca mine să zică amin. Și protecția Domnului va fi cu casa ta. Vor fi momente de vulnerabilitate.
Vor veni momente de criză, vor veni momente grele în care o să stai poate cu capul între genunchi și poate copilul tău va fi deportat într-o zonă periculoasă ca fiica aceea adusă roabă. Ce șanse are fata asta? Nu-i mai tata, nu-i mai mama, nu-i mai nimeni. Nici măcar nu mai știe cineva dacă ea trăiește, e o fetiță. Nici măcar nu-i un băiețel care să fie mai puternic într-un fel, să aibă un fel de bărbăție, de masculinitate, nimic, o fetiță roabă. Nu știu ce făcea stăpâna ei, pregătea sau nu mâncare, dar a aflat informația că Naaman sirianul, omul ăla rău, care a smuls-o pe ea de lângă mama sa, omul ăla rău, care a luat-o de lângă taică-su, omul ăla rău care i-a ars legea Tora, i-a făcut frămițat fiecare cuvânt din Pentateuch, din cele 5 cărți ale lui Moise, omul ăla rău, la care trebuia să aibă sădită din partea părinților, cu ghilimele trebuia, o răutate maximă, să-i spună să nu vorbești nimic cu el, să-l urăși până în pânzele albe, dacă se poate pune o travă în mâncare. Aveți grijă, părinți, ce vă mobilizați în copii, ce informații transmiteți, ce răutăți dați mai departe. O, Doamne, ai milă de noi! Între noi trebuie să fie dragostea lui Iisus Hristos, la noi trebuie să fie bunătate. Orice ți-a făcut vreun om rău, nu trebuie să afli copiii tăi. Să te ferească Domnul să-i spui copilului tău, nu vorbi cu ăștia, că ăștia-s niște nu știu cum, de ale nu știu care. Să te ferească Dumnezeu să sădești răutate și sămânță de asta, de discordie, de răzvrătire, că o să crească mare și o să aplice exact cuvântul pe care tu l-ai așezat. Sămânța aia care ai pus-o în inima lui va crește și o să devină un răzvrătit, cum se vorbea la timpul de rugăciune, Datam, Abiram și Core. Ai milă, Doamne, de noi. Ai milă, Doamne, de noi. Fata asta știi ce zice? Oh, mă doare pentru stăpânul meu care a fost rău. Dar chiar dacă a fost rău, vreau să-l vindece Domnul. Amin? Pe asta nu prea bate cu Vechiul Testament. Când auzi prin Psalm să li se rupă dinții în gură. Să ne înțelegem. Asta e o formă prin care psalmistul se roagă. El se consideră pe un teren de luptă și el nu zice asta în plen. El asta zice în prezența lui Dumnezeu. Varsă-ți inima în fața Domnului. Spune lui Dumnezeu tot ce simți, cum ai fost tratat, ce s-a întâmplat. Dar nu uita când mergi lângă copilul tău. Radiază de bucurie. Fii plin de pace. Să se vadă că ai mers la părtășie cu Dumnezeu. Să se simtă că ai vorbit cu Domnul. Să realizeze copiii tăi că tu ai o relație directă cu Domnul. Că ești în strânsă legătură cu Domnul Iisus Hristos. Și fata asta a zis, oh, dacă stăpânul meu ar fi la prorocul. Păi băi, nu mai există proroci adevărat. Ce proroci vorbiți voi? Ce prorocul poate să vindece? Păi dați seama ce informații au avut fata asta despre proroci. Păi dați seama. Aveți grijă ce învățătorul transmite despre darurile supranaturale. Dacă vreți ca copiii dumneavoastră să fie proroci, văzători, să aibă dar de cunoștință, să se deruleze Domnul prin ei, dar de tămăduire și de minuni, să respectați prorocii Domnului, respectați slujitorii lui Dumnezeu, încredeți-vă în Domnul, spunea cuvântul Domnului 2 Cronici 20 și veți izbuti, încredeți-vă în prorocii lui autentici și veți fi biruitori în numele lui Iisus Hristos. Că dacă pe toți îi păchtezi, dacă niciunul nu-i bun, că nu mai este proroci adevărați, atunci n-ai cum să se deruleze o lucrare supranaturală printr-un mesaj profetic. Fata asta a avut o mamă care a zis, pe Elisei îl respectăm, e prorocul lui Dumnezeu, e omul lui Dumnezeu. Și prin el Dumnezeu poate face minuni supranaturale. Vă dați seama ce s-a întâmplat? De la o vorbă, parcă nevinovată a unei fetițe, se pune în mișcare o țară întreagă, împăratul spațiului ebraic trimite o scrisoare spre împăratul celălalt al lui din Ninive, al lui Naaman sirianul, împăratul Siriei trimite o scrisoare la împăratul Israel și se pune în mișcare tot. Și un Naaman mare, dita mai, că pe tine o șterii cu vază puternic, ajunge să fie mișcat de vorbele unei fetițe. Știți de ce? Peste fetița aceasta erau mâinile lui Iisus. Erau mâinile Domnului. Când își deschidea gura fetița aceasta, se întâmpla o lucrare supranaturală. Să ne binecuvinteze Domnul. Să-și pună mâinile peste noi. Peste cei doi copilași, peste părinții lor, peste ceilalți din familie. Și numele Domnului să rămână cu noi cu toți.